To the blue corner, el vine din Austria, give it up for... Și începem așadar cu prezentarea lui Thomas Froschauer. Iată-l pe austriac, intrând acum în arenă. Cu 107 kg la 1,90 m. 15 meciuri, dintre care 9 victorii, din aceste 9 victorii, 7 prin knockout. Se pregătește cu Robert Fuchs în sala Fox Gym. Este un luptător care a câștigat anul precedent un titlu mondial. Froschauer a câștigat titlul mondial varianta ISCA. Dar, atenție, a pierdut la noi într-o gală, chiar în fața lui Cristian Ristea, cel pe care îl va întâlni în această piramidă, în faza sferturilor de finală. Un luptător înalt, un luptător cu lovituri importante, să vedem dacă va reuși să le aplice în această partidă. And now, ladies and gentlemen, I would like to call this opponent to the red corner. Și acum prezentarea reprezentantului nostru. Un aplauz ale voastre din România pentru Cristian Ristea! Gladiatorul Cristian Ristea, așadar, luptător din Găiești, de 28 de ani, cu 54 de meciuri, 35 de victorii, dintre care 5 prin knockout. Iată-l așadar pe Cristian Ristea, titlul național la Super Combat în 2012. Antrenorul său, Cristian Gintilă, se pregătește în Super Combat Academy România. În afara sportului mai este și bodyguard, iar hobby-urile sale, printre hobby-urile sale, filmele. Prezentarea celor doi este făcută așa cum v-ați obișnuit până acum. L-ați auzit pe ring announcer, prezentatul pe austriac. Acum este rândul lui Ristea, un luptător cu multe lovituri importante. Preferă loviturile de picior pentru a încheia luptele prin knockout, dar a spus că este atent în a-și doza efortul, deoarece lucru foarte, foarte important aici, pentru a câștiga piramida, trebuie să învingi în 3 partide. Trebuie să câștigi 3 meciuri într-un interval scurt de timp. Deci este foarte important să dozezi forțele. E prima luptă așadar din această piramidă de octagreilor. Ladies and gentlemen, this is gonna be 3-minute 3-round each. Referee in the ring, Mr. Atoshi Konari. Atoshi Konari este arbitrul din ring. L-ați văzut în ring și în lupta dintre Badr Hari și Verhoeven. Și prezența acestui arbitru atât de important ne arată la ce nivel este această gală. S-a întârziat un pic această luptă. Iată acum trebuie fixate, sau măcar una dintre cele două mânuși nu e bine fixată și arbitrul
supraveghează acolo cu leucoplast. Leucoplast. Doi sportivi cam de aceeași înălțime, cu valențe ofensive deosebite. Nu știu cât va conta din punct de vedere psihic ceea ce s-a întâmplat înainte acestui meci, întârzirea lui, faptul că iată și acum adversarul încă mai are ceva de pus la punct în ceea ce privește intrarea, dar Perista îl văd calm acolo, în colțul său, încercând să-și dozeze nu numai emoțiile, dar și să gândească în meciul ăsta. Sigur că a mai fost cu Froșoară în față și asta înseamnă că cei doi se cunosc. Deci vom trece, cred că, repede peste o perioadă de studiu. Start așadar în primul meci al piramidei de 8 a Greilor. Round 1. Rista începe bine cu o lovitură medie de picior, iată o lovitură înaltă pentru Froschauer, care încearcă să repete, dar cu piciorul stâng. Bine face pasul înapoi Ristea. Bună stângă, aruncată bine prin gardă de român. Pe un croșeu, iată, directă la corp, excelentă pentru Ristea, care își calculează bine distanța de lovire, aici ezită și pregătește în salt atac. Un 2 cu intercalate loviturile de picior și iată directe și upper cu de stânga. Se mișcă bine și Froschauer acolo. Ristea încearcă să nu stea în fața adversarului fără să lovească și bună lovitura asta în coastul adversarului. Croșeul de dreapta intră bine la al doilea. Froschauer reușește să facă eschiva la timp. Bună lovitura asta joasă de picior. Lovituri puternice de picior pentru Ristea. Bun croșeul de stânga la corp. Încearcă să continue cu o altă serie Ristea, surprinzându-și acolo adversarul în corp. Froschauer încearcă să iasă. Rista insistă, simțind momentul în care poate declanșa atacul. Iarăși lovitură bună de picior sub cotul drept și iată serie bună cu croșeu de dreapta care intră peste umărul adversarului. Un 2 în gardă, croșeu de stânga cu care Rista iese bine de acolo, un pic în departe pentru lovitura asta de picior. Un pas înapoi, făcut de austriac, încercarea de... Dar nu poate evita, excelentă directă la corp, trimisă de Ristea, care ratează însă croșeul de stânga. Aici e mult mai bine, lovitura asta medie de picior și urmată de încă o altă lovitură, la fel de puternică. Ristea în gardă, încearcă să plece pe o contră în mare forță. Foarte bine, a făcut pasul înapoi, simțind lovitura asta prin întoarcerea adversarului, pe care Froschauer o repetă. Dar fără succes, excelent, un 2-3 cu croșeul de stânga, ce intră pe sub coltul adversarului. Acesta arată arbitrului că a primit o lovitură sub centură. Vom vedea decizia acestuia. Deocamdată cred că arbitrul are și timp să judece această fază. A fost o serie de lovituri pentru Ristea. O atenționare și lupta merge mai departe. Atent Ristea în gardă, solid acolo, simte lovitura asta și o închide bine cu piciorul stâng. A treia lovitură în același loc, austriacul forțează pe piciorul de sprijin al lui Ristea. Croșeu de stânga, mare viteză. Oh, ce serie acolo, ce lovituri puternice. Nu toate însă intră. Forțează cu loviturile pe piciorul din stâng al lui Ristea. Froschauer încearcă să găsească un punct slab. Bună lovitura asta înaltă de picior. Începe cu o serie excelentă. Croșeu de dreapta și croșeu de stânga. Froschauer face repede pasul înapoi. Ristea încearcă să se apropie. Se blochează bine și se apără la acele lovituri de picior joase cu care adversarul insistă. O primă repriză frumoasă, spectaculoasă, cu foarte, foarte multe lovituri. Organizatorii au adus câțiva arbitri din străinătate pentru această piramidă, tocmai pentru a fi cât mai sigur de corectitudinea deciziilor.
Și nu pentru că arbitrii români nu ar avea valoare, departe de mine de a spune acest lucru, ci faptul că au vrut să le ofere luptătorilor străini o siguranță că va câștiga cel cu adevărat mai bun în ring. Oricum, o primă repriză bună pentru Ristea. Un meci frumos în care nici adversarul nu a rămas dator. Floșeaur a avut și el serii bune, dar un plus evident pentru Ristea, care în opinia mea a câștigat prima de, care a câștigat această rundă. Bună serie, Floșeaur, excelent, excelent început. Ristea dat un pic în spate de ridic adversarului, este rândul lui să lovească serii de croșee largi, este acolo o luptă care pe care orice lovitură poate trimite adversarul la podea. Ristea un pic riscant în începutul ăsta de meci, forțează cu lovituri la corp și iată serie de croșee, românul are încredereu! Croșeu de dreapta! Și totul cred că se termină aici, nu mai are rost numărătoarea! Gladiatorul se impune cu un croșeu de dreapta devastator! Riscant însă începutul de repriză, dar avea încredere în forțele sale. Froșeaur trimis la podea după o serie extraordinară în care Ristea m-a dat impresia că i-a spus adversarului: am văzut ce poți da tu, acum să văd dacă reziști loviturilor mele. Formidabil croșeu de dreapta, care a venit însă după o altă serie lungă de lovituri. Revedem ceea ce s-a întâmplat. Iată, croșeu de dreapta. Aici este lovitura care îl trimite pe Froșeaur în lumea viselor. Mult mai sportiv acum, Ristea se duce lângă adversarul său. El a avut o reacție, hai să-i spunem, nervoasă. Probabil că și loviturile încasate de el și energia aceea formidabilă a întâlnirii l-au făcut să aibă acea ieșire după ce și-a trimis adversarul la podea, undeva aici. Dar imediat după aceea, pe aceste relori, Ristea a fost lângă adversarul său și cred că au avut și un schimb mic de cuvinte, dar lucrurile sunt într-un regim evident mult mai civilizat. Frumoasă victorie pentru Ristea, care iată își pune în valoare viteza de execuție, forța extraordinară. Gladiatorul continuă în piramidă, izbutind așadar să se califice în semifinală. Așteptăm decizia. Sigur că în sală e multă fericire, pentru că iată reprezentantul României urcă mai departe în această competiție. Iar acum decizia. Nu avem emoții, evident. A knockout in the second round and the first minute, give it up for Ristea și dreapta sa formidabilă cu care a încheiat lupta printr-un knockout fabulos în runda a doua. Acum cei doi se îmbrățișează, noi facem o scurtă pauză și vă așteptăm pentru următoarea luptă din această piramidă de opta greilor.